Dragilor, am revenit cu domnul Iulian Piciu, un om care s-a aflat în mijlocul demonstrației toate zilele acestea și care are niște păreri, are fermitate și mai are și demnitatea de a spune ceea ce gândește, fără să se teamă de anumite lucruri. Iată, unii oameni nu vorbesc pentru că se tem de SRI, de exemplu sau se tem că sunt ascultați sau că se, se tem că sunt uh, urmăriți și așa mai departe. Domnul Piciu nu se teme și am văzut că nu se tem nici alți tineri și nici alți oameni care pot înțelege care este rolul și locul SRI-ului. Mulți pun egalitate între vechea securitate și SRI de la această oră. Eu nu sunt în măsură să fac un comentariu pe tema asta. În schimb, am să-l rog pe domnul Piciu să ne spună ce părere are el ca tânăr despre această situație. Se simte urmărit, se simte um, lezat cumva? Nici vorba. Amenințat? A venit cineva și a pus așa pistolul unde să mergeți vorbă. cu mine. Uh, nici vorbă, dar cred că aici este o, în cultura noastră uh -huh, democratică uh -huh. a înflorit în ultimii ani. Uh, tot miticismul ăsta al, al serviciilor secrete și datorită industriei uh, din Hollywood. Pentru că ei au antrenat și au ținut uh, hangul să spunem. Uh, au văzut că este priză la public cu astfel de filme în care serviciile secrete fac și desfac. Mai ales că avem, avem mitul lui Kennedy când serviciile secrete l-ar fi îndepărtat prin punerea în scena unui asasinat. Și multe alte exemple. În România astăzi există, cum a spus dumneavoastră, o fobie despre servicii, nu vorbesc la telefon, nu știu ce lucruri pentru că poate mă ascultă ăștia, ghilimele. Sunt, am prieteni care în discuțiile noastre atunci, în timpul liber, da? când vorbesc la telefon, spunem, spune -mă, nu e ce problemă, să spunem bună seara și ascultătorilor noștri. Da, lucrurile sunt, aveți dreptate. Există o fobie în societate. Eu din potrivă, eu cred că dacă azi România este un stat democratic, și sper să rămână un stat democratic, de asta ieșim în stradă, mulți dintre noi și ne plimbăm așa în numele democrației. Este și datorită, că, datorită faptului că această instituție și-a și -a făcut treaba. Și își face treaba bănuiesc de, nu? Aici sunt multe bănuieli. Știți cu aia, când s-a implicat, s a fost, n-a fost, a văzut, X, Y, în sfârșit. Sunt foarte multe teze. Multe Credeți teme. cumva că ar exista două. Cum Front, zic, Apollo? Două organizații să zicem, să le numesc așa două instituții, una la vedere și una fantomă a SRI-ului. Credeți că există nu. Uh, poliție secretă Stric, la nu. partide sau mă rog, urmăritori, chestii de, de genul ăsta, nu știu, zic și eu acum. Să răspund la prima, prima fază a întrebării. Da. Nu. SRI este un serviciu român de informații. Unic. În deci România. e unic, nu sunt două, cum nu se este că mai este, este fantom un fantomă care militar, nu știu ce face. Unul foarte important pentru noi, sunt acolo indivizi cu responsabilitate, eu mă simt apărat, eu mă simt în siguranță când Serviciul Român de Informații, iată, iese și informează. Cum, cum a făcut cu DNA, când a lucrat cu DNA, binomul, a fost parte în cele din urmă, dar lucrând cu DNA am ajuns să vedem, ca în asta care era în societate și ce înseamnă. Ce înseamnă să te alimentezi din banul public și să fur de acolo și cam ce putere capă, capătă unii. Dar să spunem, nu. Dar cred totuși că o anumită parte a structurilor a vechilor structuri comuniste. Știți dumneavoastră, noi am moștenit România cu bune și rele. Cu fabrici și uzine, o parte bună, o parte s-a dovedit că nu au fost foarte eficiente și a renunțat la ele. Uhum. Cu oameni mai buni sau mai puțin buni, cu oameni mai pregătiți sau mai puțin pregătiți. Mai loial sau mai puțin mai loial. Și cu 600.000 de, de foști activiști în securitate. Ca cel mai important lucru, trebuie să spunem, ăsta e elementul. Cu cine, ne, cu cine ne batem noi astăzi? Nu ne batem cu nimeni. Nu avem elemente în democrația noastră care nu sunt uh, decât uh, vopsite. Ele nu sunt fer, nu sunt un produs al democrației românești. Ele, a, ele au fost moștenite și încă le mai avem o parte din ele, acele elemente. Credeți că dacă uh, lumea vorbește despre uh, intervenția lui Soroș în România în diverse feluri, Asta, Asta o... dacă, mă rog, agent, Asta... agenturii ca să zic așa, aici, la Soros. credeți că uh, sri n-ar lua măsuri? Adică chiar ne lasă așa să fim vânduți SRI bucată cu nu... bucată? Adică sri nu știe că România ar putea să fie divizată, că S-ar putea ca maghiarii să ne ia ardealul Seriul mă rog, nu poate acționa Deci din câte știu eu Nu acționează, dar atrage atenția nu, da? Informează da? Fac asta multe informări vorba. pe teme, diferite da? teme Și cineva trebuie să ia hotărâre dar, dar dacă s-ar lua o hotărâre Despre Soroș, ultimul leu Care s-a cheltuit de acest individ Soroș în România a fost în 2014 Suntem la 3 ani Dar cine este Soroș? Cum a apărut teza lui Soroș? Cine a scos asta? Sunt în societate, asta și mai ales în social media, o să vedem, chiar așa cum a spus asta, vectori, sunt vectori care De emit, da? Da, emit în permanență uh, informații false, fake news. Cum zicea Pavel Coruț, gulgute. Da, și sunt site-uri puse la punct, plătite, fac parte dintr-o... O propagandă bine pusă la punct de mai mulți ani de zile și în Europa de vest avem acum cine face rezultatul pro... ăsta cine face este propaganda. clar, cine are interes cine, cine are interes unui, unui mesaj naționalist, anti-european e ușor ajunge la rezultat imediat nimeni decât Putin și Rusia lui nimeni decât Putin, asta e indubitabil Dugin, cine are interes cine are interesul ăsta să vină să spună România este stat ortodox și așa trebuie să rămână și trebuie să fie condus de ortodox. Ce vorbești? Cine are interesul ăsta să, divizezi, să, să, să divizeze societatea în felul ăsta? Păi, uite că se striga în piața uh, la, la Cotroceni că uh, președintele țării, uh, domnul Iohannis, nu este ortodox. Și să plece. Să plece din țară. Fiți atenți. Să plece să... din țară cu țara lui. Exact. Lucrurile nu astea nu sunt. Cum, sunt uh, ce fel de, de panouri și astea, nu știu. Ne, ne apropiem de uh, și un cuvânt. Ne apropiem de limita aia în care mai poți folosi cuvinte decente, să descrii. Mai avem toleranță? Mai avem adică, da, eu bun simț, am, în fața avem... camerei, împreună cu dumneavoastră, sigur, am, dar pot să spun că în, în privat mă lasă de multe ori nervii. Nu prea poți vorbi decent despre, despre ceea ce pun ăștia în scenă și ce se întâmplă astăzi. Dar haideți să cine? continuăm cu serii și cum mi-e îmi place să da, spun asta. Mă rog. Europa azi sub tensiune. Brexit, Trump, e clar, sub tensiune. În țările europene, democrate, au crescut partidele de extremă dreapta. În Franța, e foarte expusă, chiar să avem la un moment dat un președinte de extremă dreapta în Franța. Uniunea Europeană este sub, de fapt, ținta este Uniunea Europeană. Această entitate incredibilă, Uniunea Europeană, care a ajutat atât de mult România și sper că va ajuta în continuare România. Fac o scurtă parateză că ați spus despre Franța și vă rog frumos să vă păstrați ideea. Acum două ore a fost dat o știre că în Franța a explodat, a fost un accident la un reactor nuclear și că ar fi niște cazuri de deces, dar că n-ar fi niciun pericol pentru... E cetate. în afara spațiului da. nuclear, din câte am da. auzit eu. Dar... Așa, să sperăm că totul e bine. Da. Iată că lucrurile sunt sub presiune, într-adevăr. Europa e ca un cazan. Acum da, pentru că... e capacul cu tare să... țară. Dincolo la fel, dincolo la fel. Se e foarte lucruri. mult de discutat de Europa. Chiar este foarte... O, o emisiune, nu ne ajunge Știți specială ceva? pentru Dincolo Europa. de faptul că noi suntem români, bulgari, suntem, Bă, ce suntem, suntem cu toții în, în Europa și ne interesează unii de alții. Sigur că da. Și la o adică ar trebui Ați văzut? să înțelegem că uh, și noi dacă am fi într o situație de criză, sigur ar veni. Eu am văzut reacția fermă a Comisiei Europene față de, de România. Ferm. Uh -huh, uh -huh. Gândiți-vă că OUG 9, OUG 13 și bugetul. Priviți puțin bugetul în care băieții ăștia ne pun în față, fără bani la investiții. Uitați-vă câți au subfinanțat serviciul român de informații. Într-un moment atât de critic. Într-un moment când România are nevoie mai mult ca oricând de securitate. Mai ales informațional. Vă dați seama că acum unii dintre telespectatori o să zică, huh, securistule! Eu nu-mi dau seama asta. Eu sper să nu facă. Nu vorbim de sper. lucruri certe. Pentru că sunt lucruri care ne interesează pe toți, și dacă până la ora asta trebuie să o spunem. Eu de la înălțimea vârstei pe care o am și a expertizei de viață, dumneavoastră la fel de la nivelul pe care îl aveți. Deci amândoi vedem și înțelegem că trăim în pace trăim în liniște totuși. Chiar dacă suntem în mijlocul străzi și facem ne arătăm nemulțumirile, putem să facem lucruri. Face nu asta, este să dictatură știți. militară în România. Nu, nu suntem scindați. Încă se mai căsătoresc maghiari cu române, vrei cu maghiari, țigani cu Dar priviți, priviți români și așa priviți mai departe. Acțiunea lor în piață. Trăim împreună. Au dansat. Au făcut momente unice. Trăim împreună. Nu știu, din punctul meu de vedere, nu sunt doar români. A fost strade. o manifestare, într-adevăr, și asta poate să spună multe. Că, suntem, că putem fi. Toată și uniți. Europa vorbește astăzi de uh, un nou trend în a apăra democrația în România. Un ce jurnalist să... japonez, chiar citeam înainte de a veni în coace, uh, văzând ce se întâmplă în România. Considerând că este un fenomen extraordinar de păstrarea democrației, pe banii lui, deși el este corespondent pentru Rusia, a venit să vadă ce se întâmplă. Și este extraordinar de, de încântat pentru că a spus, nu puteam să cred că pot simți la fel de mult, ba chiar mai mult. Deci acolo în Japonia a simțit starea, Dacă de acolo, em, emulația, spun, când a venit aici. Imaginați-vă wow, efectul asupra anului electoral 2017 din Europa. Da. Au cam înlemnit unii care au investit mulți bani în dezinformare acolo. Au cam înlemnit unii când au văzut că Taman, țara cea mai săracă din Uniunea Europeană. Cea pe care era considerată deja parte a Europei gri. Bun. Pentru, Ia să dea tonă. că, pentru că ne apropiem acum de, de, finalul emisiunii. Nu vreau să, să vă scap din mână fără să vă întreb cam cum considerați că se vor termina lucrurile? Cam unde vom fi cu situația de acum? Asta e o bună întrebare. Asta e o provocare. La ceea ce s-a obținut până astăzi, nicio demisie, nicio reacție firească. Acum sunt 10 zile. Și mă întreb așa, ei sunt la guvernare cu un partid Alde care a, a primit 370.000 de voturi în 11 decembrie. 600.000 de români în stradă n-au primit de la ei nicio atenție. De două ori cât partidul alte. Și mai spun. Tot ei vin și spun că nu e concludent, că noi avem 3 milioane de voturi în spate. Credeți că dacă ar fi ieșit domnul Dragnea, domnul Tăricianu, în mijlocul protestatarilor din. Eu nu piața cred că s-ar fi întâmplat mari credeți violențe? că i-ar fi lăsat fără perucă, fără mustață? Dar nu poți să știi. Domnul Grindeanu, dacă ar, ar fi ieșit acolo, credeți că ar fi ieșit cu, cu bătălie? Ah, Mi-e greu să spun asta. Nu pot vorbi numele altora. Nu, deși cred că Părerea nu, pentru că erau voastră. mulți copii acolo deci era, Erau auziți, părinți erau... Vă întreb ceva Nu credeți că În toate aceste zile Era timp pentru negociere? Deci, dacă dumneavoastră clar... Vedeți filme ca și mine ba, americane spun... Vedeți că atunci când Unul s-a dus eu să cure, clar... nu știu ce, la o bancă Și vine un polițist se... Și vine Le... negociator Doamnă, legea nu se negociază Nu, e vorba de negociator De ce nu s-a negociat? Ce? cu strada. Ce? Că noi am ieșit în stradă atât de mult pentru vină că să sunt promită, lucruri la care nu se Să promită că vor face ceea ce trebuie să facă pentru țară. Știți tru, de ce ies um, oamenii în continuare țară? în stradă? Nu e... știu. pentru că acest partid care a primit acest cec în alb. Da, da, corect, bine zis. Un Nu mai are alb, credibilitate. Eu, nu, eu personal, ce puțin, da? Eu personal, nu mai pot să cred în actualul guvern și buna lui credință. Și atunci, a părerea dumneavoastră ar fi oare că în cadrul partidului, pentru că este un partid foarte mare, pentru că în cadrul partidului sunt și oameni deosebiți, fără niciun fel de, de comentarii, da? Nu e timpul să se facă curățenie în cadrul partidului. Ei să-și facă curățenie. Și cei care, într-adevăr, au mie, mie dat dovadă de tot felul de... Că dacă mai stăm în 5 în discuție, mai stăm. O să ajungem în Constituție. Da? Dacă mai vreți stăm. să Vreau să vă spun părerea mea? Da, vă rog. Se ajunge la Constituție. Noi vom face o schimbare profundă în România. Cele 600.000 de, de, mii de, români ieșiți în, stradă, ieșiți în stradă nu vor scăpa din mână momentul de a schimba ceva. Ceva care, dacă nu astăzi, nu a pognit astăzi, va pogni în viitor. Adică nu Acest înțeleg. derapaj forțat pe care PSD, prin liderii lui, iau, au încercat să o facă, va, va lăsa loc de precedent. Domnul Piciu, să, să schimbăm vă Constituția. Întrebare. În partidul, în PSD, ca și în celelalte partide, sunt organizații de tineret cu oameni strong, cu facultăți, cu doctorate, cu masterate, cu tot ce vrei, cu specializări, oameni frumoși și oameni deștepți și cu foarte multă prestanță, da? Mă gândesc așa, dacă oamenii ăștia care, fiecare dintre ei, după cum am văzut, au atâtea uh, dureri de cap, să le numesc, ca să fiu așa mai elegantă, da? Nu pot să fie A, debarcați bun. și să vină Doamna ceilalți Elica, tineri. Să nu mă întrebați. Mă, oare partidul ăsta nu ar avea și alți oameni lipsiți de caziere da, 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 și specialiști? Da, da, da. Da, exact. Chiar numai ăștia? Exact, Exact. Da. Numai... Hai să Exact. Da, vorbim. Nu fost Exact. 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 de 76 de ani la mi-e rușine pentru mi rușine de rușina lor. Nu știu cum să spui. Deci rușina noastră ca români. Nu doamnă. Dacă pentru că nu mai vreau să mai văd că pleacă oameni atâta în dacă străinătate. există așa vreau ceva... În... Să în... țara lor. Dacă există așa ceva în partidele care astăzi au puterea România... Da. Eu și sper... la Exact. sunt. Eu m-am gândit că dacă nu au avut curaj până astăzi să primească curaj din partea celor 600 de mii de oameni și a mea să iasă în față, așa cum a făcut primarul mm. de la Iași Da. Să iasă în față, să-și asume și să spună cum stau lucrurile, cum și el simte ca noi și să preia această putere că până la urmă... Nu știu, am senzația că pe undeva... De pare... un program, nu au de... Așa se vede din afară. Sună un pic ca dictatură în partid. Dar în cam în lor. toate partidele, doamnă. Serios. Mai țineți minte, m-ați întrebat dacă peste 4. Da, a, da, asta dacă ați vreți să mai, da, da. Dacă vreți să mai dacă vreodată am da, să vii da, să da, cer da. votul. Dar nu în forma asta. Da. Nu, voi, nu, știu, nu cred că voi putea participa politic, în... Uh, angaja politic într-un partid, atât timp cât noi avem astăzi structuri nedemocratice. Cum putem aștepta democrație de la structuri, ca, cum sunt partidele nedemocratice? Unde drepturile tale de individ nu -ți sunt respectate. Unde af afinii. Unde banii, unde situația socială, unde multe alte lucruri sunt, sunt titluri de valoare. Unde corupția, dacă n-ai furat și nu ai bani, nu ești în față. Și de ce? Păi, în primul rând, nu ești manipulabil, nu ai o problemă. Iar noi nu dorim oameni fără sfori în spate. Cum să iei tu puterea în partid și să nu fii controlabil? Nici vorbă. Cam așa stau lucrurile astăzi în aceste organizații politice dorite, ele, să se spune, partide. Probabil trebuie să schimbăm Constituția, probabil trebuie să intervenim exact aici, în legea partidelor, trebuie să oferim um, șansa democrației în sânul acestor organizații. Dacă, de exemplu, organizațiile de tineret, din organizațiile de tineret, din toate partidele, ar. E și oamenii care au coloană vertebrală și care au demnitate, și care au, cum să spun, foarte clar în minte ceea ce vor să facă, că vor să facă bine. Și s-ar aduna și ar face un alt partid. Cum ar arăta țara asta? Un partid care să poată și ajunge la, la guvernare. Asta, asta e un, să spunem, un exercițiu de imaginație. Cum să arate o țară condusă de tineri? Bine, specialiți, știi, evident, de la asta vă gândiți Ar arăta într-un mod eu Mai european ca astăzi oricum. Eu cred că s-ar descurca bine Pentru că am văzut că dacă ești uh, Un tractorist sau dacă ești uh, Nu știu ce Iată că îmi pus acolo ca ministru Te descurci Oameni da, care da. au făcut facultăți Eu cred că s-ar descurca și mai repede nu? Dacă vreți să vă mai spun o nemulțumire E prim ministrul agriculturii Așa-l cheamă da, aia îl cheamă așa. Da. Ca să știți. Are 20 de ani pe carnetul da, de PCR. Știm. Doamna, da, suntem în 2017. Vedeți, dumneavoastră, de asta ies în stradă. Am 502 motive să ies în stradă pentru că au reactualizat, au, au renumit în școli pe funcții, pe directori. Politic. De aia agricultura românească plânge, de aia turismul românesc plânge Tot și felul de, -aia de, plâng multe de asta lucruri, suntem în stradă da? și spunem, dragilor, ați primit un vot și vi se pare că faceți ce vreți cu el. Dar nu e okay. așa. Domnul Iulian Picu, Piciu, vă mulțumesc foarte, foarte mult că ați venit în emisiune. Îmi pare rău că n-a fost și uh, domnul Dorin Chirilescu. E, e, uh, e un suflet de om. În mod cert o să, o să reușesc să-l aduc uh, într-o altă emisiune. Uh, aș vrea să ne luăm rămas bun de la telespectatori, să le transmiteți dumneavoastră acum un mesaj uh, din partea dumneavoastră ca simplu cetățean albacăur. Exact. Exact. Um, nu știu, n-am pregătit un astfel de mesaj, dar dacă mă invitați să fac lucrul ăsta, o fac cu mare plăcere. Și o faceți din suflet, sunt sigură. E evident. Um, eu sper ca Băcăuanii, alături de ceilalți români, să, să se implice mai mult, și civic, dar și politic. Um, din ceea ce am citit eu și petrec eu timpul, timpul meu liber și citesc presa de afară, am reținut un aspect în democrațiile vechi ale lumii. Și noi dorim să, fim, să devenim o democrație reală și puternică. Și este nevoie în partea asta a Europei de Est, de așa ceva. Um, noi vom exporta până la urmă siguranță, deși ne-am bucurat de ea timp de 27 de ani, pentru că n-am făcut mare lucru. Dar probabil asta într-o altă emisiune sau poate ne mă urmăriți în continuare, cei care mă urmăriți pe social media. N-am să spun unde, pentru că eu na, dacă vă interesează, căutați. Oameni buni, politica este cel mai bun prieten al cetățeanului. Să nu uitați aspectul ăsta. Iar eu consider că viitorul vostru n-a stat niciodată mai mult ca astăzi în mâinile voastre. Și viitorul copiilor la fel. Nu știu dacă e important să ieșim în stradă cu orice ocazie și cu orice problemă, dar cred că este important să ajutăm organul instituțional, nu știu cum să-l numim el, primar, ministru, în alții funcționari să decidă în direcția pe care noi ne dorim și nu după bunul lor plac. Știți de ce? Până că e vorba despre viața noastră și despre banii noștri. Asta vă spun eu ca simplu cetățean. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Iulian Pichiu. Succes în ceea ce faceți. mulțumesc. Și dragilor, până ne reîntâlnim, aveți grijă ce faceți și aveți grijă pe unde calcați.